Dacă e joi, sper că a devenit deja un obicei să ascultați sau să vă poziționați lângă aparatele de radio pe 103 cu 3 FM și să ne ascultați, pentru că în fiecare joi de la ora 15 o nouă ediție de Bârlad pleacă spre casele dumneavoastră, spre inimile și, de ce nu, chiar și spre urechile ascultătorilor. Ne-am făcut deja un obicei să transmitem tot ceea ce este frumos în urbea noastră, să vorbim despre oamenii de valoare și cu valoare, care încet, dar sigur, reușesc performanța să schimbe în bine tot ceea ce se întâmplă în Bârlad. De această dată vă propun, ca timp de aproximativ 50 de minute, să cunoaștem o campioană, pentru că în sport, da, ați intuit bine, în sport vorbim foarte mult de fair play, de rezultate care se văd cu ochiul liber și aceste performanțe nu poate să le nege nimeni. De foarte puțin timp a devenit campioană la 800 de metri în sală, dar în același timp anul trecut se poate lăuda cu alte două titluri, vicecampioană la 400 de metri și 800 de metri, bineînțeles, tot în sală. Despre atletism, ce înseamnă să practice atletism într-un oraș precum Bârladu, care sunt condițiile și ce o ambiționează să obțină astfel de rezultate, vom avea la dispoziție suficient timp încât să o cunoașteți pe Larisa Talpiș, iar alături de ea, normal, e cel care o încurajează, o stimulează și o antrenează. E vorba de domnul profesor Lucian Bolga. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua și bine! Ne-am regăsit pe anul acesta în formula radio și nu la TV. Larisa, de ziua ta ți-ai făcut un cadou pe care puțin dintre noi și-l pot permite. Un titlu de campioană. Da, m-am dorit foarte mult să fiu campioană și domnul profesor mă încurajă. Ce te-a făcut pe tine să, până ajungem la performanțele tale și să le spunem ascultătorilor, ce te-a făcut pe tine să alegi atletismul? Păi mi-a plăcut foarte mult să alerg și eram la un concurs de decathlon aici și am venit aici la concurs și m-a văzut domnul profesor. Dar în școala generală, să le spunem ascultătorilor că tu ești din clasa a noua. În școala generală te-ai identificat la orele de sport? Cineva și-a dat seama că tu ești făcută pentru acest sport? Da, domn profesor Grecu Bogdan. De aici, din oraș sau? Din Simila. Deci tu ai terminat școala în Simila, școala generală, nu? Bogdănești. Am înțeles. Și de la Bogdănești tu te antrenai la Simila? Nu, profesor era din Simila și avea catedră la școala din Bogdănești. Era profesor de sport. Ah, și el a fost cel care a găsit Giuvaiero. Și ducea la mai multe competiții, la diferite sporturi. Ea era cam inclusă în toate loturile, și la fotbal, și la handbal, și la atletism. Nu știu dacă și la rugby, dar era polivalentă. Iar când ați văzut-o dumneavoastră? Pe piste, la ce v-ați gândit? Descoperirea a fost, era o etapă locală de tetratlon școlar, în care eu eram arbitru. S-au desfășurat probele, viteză, lungime, oină și ultima probă fiind 800-le. Am dat startul, după 200 metri, am văzut-o având o alergare foarte lejeră și foarte naturală. Imediat mi s-au aprins beculețele și am zis că trebuie să stau de vorbă cu ea după ce termină. A terminat cursa pe locul 2, un timp destul de bun pentru un copil neantrenat, și venind după o sportivă de-a mea, care avea vreo 3 ani de atletism până la momentul respectiv. M-am dus la ea, am vorbit cu profesor, am vorbit și cu ea, am întrebat-o dacă i-ar plăcea să vină la club, să practice atletismul de performanță. A zis că vrea să stea de vorbă și cu părinții. Profesorul, fiind un om foarte inimos și sufletist, m-a ajutat și pe partea asta, făcându-mi legătura cu părinții. Așa, și așa a început ea atletismul. Dar vreau să vă spun că foarte rar găsești un copil așa de talentat, cu o alergare naturală. Chiar era colegul meu lângă mine și i-am dat un cot și i-a zis: Vlad, ia uite-te, tu vezi cum aleargă aia? Deci, era din filmul acela. Da, era
prea sărea în ochi, așa, adică de obicei au deficiențe în alergare, nu sunt corectați prin exerciții speciale sau... Ea o are naturală. Și așa a început atletismul. La început venea de 3 ori pe săptămână, luni, miercuri și sâmbătă. Venea cu autobuzul, își plătea ea și la întoarcere o duceam eu acasă pentru că nu mai avea cu ce să ajungă. Și așa am făcut timp de vreo 3-4 luni până când s-a luat vacanța. La ce m-a șocat pe mine, faptul că ea venea la antrenamente și avea un progres fantastic. La un moment dat am sunat părinții, dar pe maică sa, pentru că aveam numărul dânsei, și am întrebat-o, dom'le, copilul ăsta, ce a făcut în toată perioada asta? Pentru că pe mine mă uimește, mă dă, adică nu a început atletismul într-un ritm normal și firesc, adică o iei de la ușor la greu și treptat, etapizat. Ea făcea niște progrese fantastice, 3-4 săptămâni deja nu mai avea rival în cadrul secției, adică între fetele care erau aici. Și m-a șocat timpii pe care scotea în antrenamente, deci am zis, Larisa, ce cu tine, de unde ești, de pe altă planetă, ce ai mâncat, ce ai făcut toată ziua, ce făceai, alergai pe dealuri, mergeai cu animale, adică era ceva pentru care pe mine... Nu aveați o explicație logică. Deci nu mă explicam. Plus faptul că am început să meargă la competiții și a apărut foarte brusc acolo, toți colegii își puneau întrebarea, ce-i cu asta, de unde a apărut, pentru că nu văzuse nimeni. Deci a avut o competiție 2.21 pe 800. A doua competiție, la 2 săptămâni distanță, 2.14 și a făcut bani pentru campionatul european de junior 2. Deci este ceva de nedescris. E clar că este un talent născut, are un har de la Dumnezeu, pentru că clar ești, trebuie să fii înzestrat și cu asta. N-am întâlnit până acum. Am avut copii talentați și foarte buni, dar nu a urcat așa de repede. Adică ea o sărit peste multe etape, a ajuns foarte multe etape, și a ajuns direct sus. Cum de te antrenezi, în afară faptului că vii aici la CSS și te antrenezi cu domnul Borgar, la tine, la Bogdănești, alergai, cum spunea și domnul profesor, ca să-ți păstrezi condiția fizică? Da. Pe teren de fotbal. În zilele când nu venea la antrenament, îi lăsa programul acasă. Bineînțeles că nesupravegheată făcea cum știa ea. Dar totuși făcea. Eu sper că făcea. Nu am stat să văd. Și încă o dată ni se demonstrează faptul că dacă vrei cu orice preț să faci performanță, poți să faci performanță și în condiții vitrege. Adică ea vine de la... Atletismul se poate practica oriunde. În orice condiții, nu trebuie niște condiții speciale. Se poate alerga și prin pădure, și pe șosea, și prin parcuri, și deci oriunde te poți pregăti. Bineînțeles, e nevoie și de o bază de pregătire bună, pentru că la un moment dat apar probleme cu tendoane, cu musculatura datorită suprafețelor dure și de asta noi ne putem mândri cu o bază sportivă modernă, avem pistă sintetică, avem 200 de forță, avem saună de recuperare și refacere, avem dușurile care ne ajută, refacerea imediată după antrenament, adică noi chiar stăm bine la capitolul bază sportivă. Tu de când te-ai apucat serios de atletism? De la început. De la început însemnând care ar fi perioada luna de timp? Mai. Deci, 2018. În luna mai 2019 faci un an de atletism. Moment în care, cu ce titluri, sau moment în care, cu ce titluri te lauzi? Campioană și ce campioană? Deci, anul trecut, în 2018, au ocupat locul 2 la categoria de juniare 3, în proba de 800, la juniare 1, locul al 4-lea, dar acolo a fost un incident, adică pe ultima parte a cursei cineva i-a pus piedică și ea conducea cursa și a picat pe locul 4. Anul acesta a concurat la categoria de senior și tineret și a venit pe locul 5 la senioare și locul 2 la tineret. După care, săptămâna trecută, campioană și vicecampioană, campioană națională la proba de 800, unde a dominat clar proba, ducând cap-coadă cursa, și proba de 400, locul al doilea din seria a doua valorică.
Cam astea sunt rezultatele. Ah, și să nu uităm că a fost participantă la campionatul Balcanic de sală. Pe care la Istanbul, care... Cu o mime, cât a fost un rezultat foarte aproape. A fost foarte aproape, fost patru fete într-o secundă, deci părerea mea că ar fi putut să câștige o medalie acolo, dar emoțiile pentru prima competiție și-au spus cuvântul. Acolo concursul se desfășoară altfel decât la București, în sensul că există un call room în care se stă 20 de minute. Eu i-am explicat că trebuie să fie în mișcare, să nu se răcească, după care le-au băgat pe pistă și au mai stat încă 10 minute pe pistă nemișcate, pentru că ei au făcut acolo un fel de show televizat. Așa, au făcut premiere, după care se luau interviul la sportiv și atunci se oprea concursul. Și n-a știut ce să facă, și emoțiile, bineînțeles, dar fiind și junioară, doi primul an, competiția se adresa juniorilor mari, juniorilor 1, eu zic că e rezultat bun și timpul este, a fost foarte bun, deci nu a legat prost ca și timp. Dar n-a știut să gestioneze cursa, în final i-a părut rău că n-a vrut să mă ascult, n-a avut... Nu a avut nici experiența. Da, nu s-a mai concentrat. Și emoțiile probabil dar au avut. Dar eu zic că o să vină și alte competiții și să facem o figură frumoasă. Cu siguranță. Următoarele competiții internaționale. Deja ea este trecută în notă pentru Festivalul Olimpic al Tineretului European din anul acesta, din luna iulie, care se va desfășura la Baku, în Azerbaijan. Mai mult ca sigur că va intra și în lotul olimpic de juniori, lotul olimpic, bursierul olimpic se numesc, așa. Eu îi prevăd un viitor foarte mare. Dacă o să mă asculte, cum a ascultat până acum, și o să muncească foarte serios, pentru că i-am explicat foarte clar că nu se poate fără o muncă serioasă și un devotament total, noi sperăm că o să facem cinste bărladului. Cu siguranță. Vreau să mai să rămânem în sfera asta a competițiilor. Nu știam că vorbești de sport, vorbești de fair play. Cred că este singurul domeniu în care într-adevăr poți vorbi de fair play. Și am rămas oarecum așa surprinsă când a spus că i s-a pus piedică. Nu au existat arbitri care să vadă, da, chiar să penalizeze. Am și contestat, dar nu a fost intenționat. Sunt lucruri care nu se întâmplă intenționat. Ea era la conducere, o altă sportivă venea din spate, a vrut să iasă pe exterior, a agățat-o și a curentat-o la glezne și în momentul ăla te moaie total. Și a pierdut locul. Nu e nicio problemă, ai să recuperezi, sunt sigură că cel mai scurt timp te pui pe picioare și faci. Cum decurge o zi din viața ta, Larisa? De pildă, astăzi, ce ai făcut? Hai să lăsăm emoțiile. Dimineața. Ți-am spus că nu mănânc pe nimeni. Mă trezesc? La ce oră? 6:30. La final? La 7 mă duc la masă. Trebuie să menționăm că ea stă la internat, la Liceu Eminescu, la internatul de fete. Ai scăpat într-un fel de această navetă, care cu siguranță era obositoare pentru tine, Bogdănești, Bârlad, și Bârlad Bogdănești. Și cum îi suportă toate cheltuielile de acolo. Asta este un lucru extraordinar. Și după ce iei masa? Mă îmbrac, la 8 aș în microbuz, ajung aici, mă îmbrac pentru antrenament, gimnastică. Dă drumul antrenament. Cât durează antrenamentele tale cu domnul profesor? 2 ore. Și ai atâta forță în tine să alergi 2 ore la foc continuu? 2 ore nu înseamnă că alerg în continuu. Atâta durează antrenamentul, dar e compus din mai multe... Da, eu am crezut... Haideți să dezvoltăm un pic. Deci nu se aleargă 2 ore pe pistă. Aveți și alte exerciții. Deci cu alergare sau, eu știu, a treia de repetări sau verifică ce avem noi de făcut, după care se intră în sală, se face stretching, se face mobilitate, eu știu, forță dacă avem în ziua respectivă, deci un per total cam 2 ore dura tot antrenamentul, dar nu înseamnă că 2 ore aleargă în continuu. Sunt, de exemplu, facem o alergare de 10 km, după care venim în stadion, facem gimnastică, facem exerciții speciale, lansate, accelerate, tot felul de mijloace pe care le folosim în pregătire, plus asta este nelipsit în fiecare zi, după fiecare antrenament, să facă exerciții de stretching,
și mobilitate. Acest program îl faceți dumneavoastră la RISI. Fiecare antrenor se apleacă asupra copilului, urmărindu-i rezultatele noi în timp. Noi avem grupele noastre, fiecare sunt cu grupele lui și fiecare antrenor își face planul de pregătire pentru absolut fiecare sportiv, pentru că nu toți sunt pe aceleași probe sau pe aceleași categorii de vârstă. Atunci, unul are un program, sau unul are mai mult, altul are mai puțin. Unul are mai tare, altul are mai ușor. Noi ne adaptăm la ce avem la momentul actual. Pentru că eu antrenez și fete și băieți. Deci... automat sunt separate. Da, și pe probe diferite. Dacă vă spun, am copii care aleargă obstacole, copii care aleargă probe de 400-800, 1500-3000, 5000, marș și mai nou fac și suliță, aruncarea suliței. Noi trebuie să ne adaptăm după calitățile copilului. Trebuie să vedem care sunt calitățile lor. Unul are viteză mai bună, altul are rezistență mai bună, unul are o forță mai bună. Adică, în funcție de calitățile lor, îi orientăm spre probele pe care putea să facă performanță. Mai ai timp să faci și lucruri naturale și care se fac la vârsta ta? Dacă ai plecat pe drumul performanței, că tu e clar, ai plecat pe drumul performanței, mai ai timp să te vezi cu colegii, să ieșiți, nu știu, la o pizza, să discutați de ale voastre. Mm. Îți pare rău sau pur și simplu tu te-ai setat că ăsta este lucru pe care tu trebuie să-l duci la bun sfârșit? Da. Și ceilalți sunt pe locul 2. Performanța cere sacrificii. Da, și asta este adevărat. Performanța nu înseamnă doar că vin și mă antrenez și după aceea timpul meu liber îl petrec cum vreau. Nu. Există un program, trebuie să aibă o masă regulată, să aibă timpul de odihnă, activă și pasivă. Orele, seara, de exemplu, ea este obligată să culce mult mai devreme față de ceilalți. Dacă nu o face, este în detrimentul ei, pentru că a doua zi se va resimți în antrenament. Și același program îl are și în vacanță? Deci nu există timp liber? În vacanță facem două antrenamente pe zi. Da. Și atunci mai mult trebuie să te odihnești. Oricum, programul ei este foarte greu, pentru că ea pleacă dimineața de la internat și ajunge seara la internat. Adică... combinat cu orele de studiu, nu este foarte ușor. Dar nu e imposibil. Se pare că nu este imposibil în cazul Larisei. Luăm o scurtă pauză muzicală și revenim și vorbim despre ceea ce înseamnă până una alta, spuneați dumneavoastră, de implicarea în acest sport și doream să vă, și o să vă întreb lucrul acesta imediat după pauza muzicală, în sensul că dumneavoastră aici, rolul dumneavoastră este să aveți grijă de acești sportivi minune, cum e Larisa și exemplele pot continua, dar cât de important este și aportul profesorilor care practică educație fizică la școală. Eu consider că de la ei ar trebui să plece primul pas. Ei sunt cei care descoperă astfel de talente și ar trebui să existe așa o simbioză perfectă între dumneavoastră și profesorul de educație fizică de la școală. Să vă anunțe, domnule Bulgar, am în clasă o fată care, din punctul meu de vedere, ar merita să se ducă către atletism. De asta vreau să discutăm, să păstrăm tonul discuției și să discutăm după pauza muzicală cât de importantă este această simbioză și dacă putem vorbi de această simbioză între profesorii de la CSS și cei care predau educație fizică în școlile și chiar și în liceile din Bârlaș și în împrejurimi. Dar după pauza muzicală. Am revenit alături de dumneavoastră ediția de Bârlad, pentru cei ce au deschis aparatele de radio mai târziu. Stăm de vorbă cu campioana la 800 de metri în sală, e vorba de Larisa Talpi, și cu profesorul care are grijă, o antrenează și în același timp, din punctul meu de vedere, îi poate fi și model în viață, e vorba de domnul Lucian Bolgar. Vorbeam înainte de pauza muzicală de faptul că ar trebui să existe o simbioză între profesorii care antrenează la școli, la licee, atât în mediul urban cât și în cel rural,
Și dumneavoastră, cei care vă desfășurați activitatea la acest club sportiv școlar, ceilalți antrenori de rugby, că ne aflăm la o aruncătură de băți de colegii dumneavoastră, există această simbioză, comunicați, vă sunt prezentați anumiți sportivi care, din punctul de vedere al profesorilor respectiv, consideră că ar putea face performanțe? În primul rând vreau să vă spun că am o colaborare foarte bună cu domnul profesor Răuș Lucian de la Perieni. Este un profesor care se devotează și în permanență ne furnizează sportivi, bineînțeles pe cei care selecționăm noi, așa, pentru a practica și rugby și atletism. Dacă o să vedeți în grupele noastre, există foarte mulți copii din comuna Perieni. Dar avem colaborări, sau mă rog, eu știu, profesori care se implică în mișcarea sportivă, așa, le place să vină la competiții și își doresc să aibă și ei copii la cluburi, la club, la orică sunt la rugby, orică sunt la atletism, nu contează, pentru ei este onoare să dea copii la clubul sportiv. Din păcate, la nivelul Bârladului, lucrul ăsta s-a cam răutățit, să zic așa, profesorii nu mai trimit copii și nici copiii nu își mai doresc. Datorită faptului că au foarte multe atracții și cred că prima atracție este telefonul cu Facebook-ul, îi distrage de la face mișcare. Așa, în proporție de 80% copiii care sunt legitimați la noi la club sunt din mediul rural și nu din mediul urban, așa cum ar fi normal. Bineînțeles că la nivelul orașului sunt mai multe sporturi care se practică și o parte din copiii se duc spre fotbal, spre karate, spre handbal, este un lucru foarte bun, dar spre atletism nu vin, probabil datorită faptului că este un sport foarte greu și nu mai sunt dispuși la efort. Și atunci se orientează către sporturi mai puțin dificile, să zic așa. Sportul cu mingea întotdeauna atrage mult mai mult decât atletismul, care este un sport individual și unde efortul este foarte mare. Dar atletismul, nu vorbim neapărat de performanță, dar din punctul dumneavoastră de vedere, considerați că acest sport este mediatizat corespunzător? Pentru că dacă e să aruncăm o privire la sporturile pe care le-ați enumerat dumneavoastră, care se practică în oraș, în spate au background, un suport mediatic excepțional. Ceea ce, fără să vă supărați pe mine, la dumneavoastră rezultatele vorbesc, de aceea ne aflăm aici și vorbim cu Larisa și cu dumneavoastră, dar percepția publicului nu vă adresați meselor mari de oameni, vă adresați câtorva vârfuri. Da. Din păcate, nu știu dacă nu știm noi cum să atragem copiii, dar eu consider că ne-am făcut datoria. Noi mergem în permanență la selecție, în clase, dar dacă copilul refuză, primul lucru care ne întreabă, când ne costă? Radioascultătorii dumneavoastră ar trebui să cunoască faptul că la clubul sportiv nu se plătește nimica. Da? Deci competiții, echipament și așa mai departe, că antrenamente sunt suportate de către statul român. Noi nu percepem taxe, dar în viziunea copiilor, faptul că nu cerem taxă de antrenament, li se pare că este ceva neprofesionist. Adică profesionist este cel care cere bani și noi care nu cerem bani, nu suntem profesioniști. Asta așa percep eu, că au înțeles lucrul ăsta, pentru că se miră când aud, nu vă costă nimic, dacă nu ne costă nimic, înseamnă că acolo nu e ceva ok. Dar noi, prin rezultatele care le avem și prin reportajele sau, eu știu, știrile pe care le dați în presă, eu zic că ne facem reclamă. Noi așteptăm să vină, chiar ne dorim să vină foarte mulți copii aici, pentru că este păcat. Ne făcând un sport de performanță, ne trezim că în clasa 12-a unii dintre ei vor să dea la Academia Militară de Poliție, eu știu, la jandarmi. Și au nevoie de... și au nevoie de condiție fizică. Și ei vin înainte cu o lună că ei vor să intre. Dar tu ai făcut educație fizică? Ai făcut vreun sport? Nu. Păi,
te-ai trezit acum în ceasul 12 să faci un sport, adică să-ți faci o condiție fizică pentru a-ți face o meserie de viitor. Deci trebuie să ne gândim și părinții ar trebui să gândească mai mult la lucrul ăsta, pentru că și Ministerul Tineretului și Sportului și în toată Uniunea Europeană se marjează pe mișcare. Dar, din păcate, la noi mișcarea sportivă, indiferent ce faci un sport să fie, în primul rând este vorba de o dezvoltare armonioasă și, în al doilea rând, de sănătate. Părinții, în general, la clasele mici, unde mergem noi, la clasele a 3-a, 4-a, 5-a, 6-a, 7-a, 8-a, deja nu se mai pune problema că fetele sau băieții deja au alte gânduri și nu-i mai interesează, forțează copilul pe partea de carte, adică nu, copilul meu nu are voie să facă sport pentru că trebuie să învețe. Trebuie să învețe. Ok, asta nu înseamnă că dacă faci un sport nu mai înveți. Din contră, mișcarea sportivă îți dezvoltă și partea intelectuală. Adică ei venind aici, creierul se oxigenează și poate să asimileze informația mult mai rapid decât dacă stă toată ziua cu capul în carte și nu mai înțelege nimica pentru că este foarte încărcat psihic. Dar se poate face, apropo de lucrul acesta, nu e obligatoriu să faci sport de performanță la CSS. Poți să vii și să dai cât poți. Da, nu. Deci, noi selecționăm. Ideea noastră este de a face sport de performanță. Unii nu se încadrează și renunță fără să le spunem noi. Deci, ei se auto-exclud pe parcurs. Dar noi trebuie să facem performanță. Adică sport de masă îl facem în grădina publică, ies cu tata, cu mama, cu bicicleta, cu rolele și mă mișc. Aici, pentru asta suntem, asta e menirea noastră, să facem performanță. Pentru asta suntem plătiți și cam asta am vrut să vă spun vis-a-vis de municipiul Bârlad. Dar de ce spuneți dumneavoastră că atletismul este un sport dificil, un sport greu? Este un sport foarte greu. Pentru că se ajunge la niște valori maximale în care pulsul ajunge și la 220 de bătăi pe minut, adică când îți bate inima tare în piept, ăla înseamnă deja efort. E multă transpirație, multă uzură, dar dacă îți place să depui efort, nu le simți. Adică, pentru ce mă antrenez? Pentru mine. Pentru ce mă antrenez? Să urc pe podium. Eu vreau să fiu campion. Asta ne motivează și ne duce la performanțe, pentru că ține de individ în parte, fiecare cât își dorește de mult. Și în funcție de asta, și în antrenament se implică mai mult sau mai puțin. Unii sunt predispuși la efort, alții nu. Și de asta vă spun că este un sport greu, datorită faptului că este o mișcare continuă. La un sport de echipă e un fault, se întrerupe, îmi revin. Aici nu. Ale 3.000 de metri, trebuie să ale 3.000 de metri. Ale 5.000 de metri, 5.000 de metri. Nu mă pot opri, stai să-mi revin și după aia stai, iarăși plec. Adică este vorba de niște probe atletice cu un efort continuu. Și antrenamentul, gândiți-vă că se triplează. În antrenament faci de 3 ori mai mult decât în concurs, ca și volum. Și normal că... Se resimte organismul. Da, acum am înțeles. Larisa, ia spune-ne și nouă. Înaintea unui concurs, ai niște ritualuri pe care le faci, niște lucruri care să-ți aducă noroc? Mă rog, și îmi fac de 3 ori cruce. Iar când alergi, știi că avem noi acea vorbă, singurătatea maratonistului de cursă lungă. Atunci când alergi, la ce te gândești? La victorie. Doar la victorie? Da. Îți imaginezi tu cum ar arăta cupa, medaliile la gâtul tău sau cum? Sau îți spui doar așa, în minte spui, eu trebuie să ies pe locul întâi. Da. Ai o ambiție fantastică, felicitări. Iar tu, pentru că ești un sportiv de performanță, rezultatele tale sunt fără tăgadă, cum împaci antrenamentele de care vorbea și domnul profesor Bolgar, care sunt, din punctul meu de vedere, extraordinar de grele, și cu școala, pentru că tu ești în clasa 9 la liceul pedagogic din Bârlad. Sunt profesorii toleranți și spun, ei, Larisa, nu ți-ai făcut temele sau te-am ascultat astăzi, Larisa, nu spun o notă proastă, pentru că știu că vineri și sâmbătă ai fost la competiție? Da.
sunt un pic toleranți, nu? Da. Și ți este ușor sau greu să... în afară, să le explicăm. În afară de da, doar așa din căpșor, da, nu și atât. Atât de transmite Larisa. Nu ți este greu să fii prezentă și pe pista de alergare și să-ți faci și temele? Iar cum a fost de curând, când ai fost plecată vineri, sâmbătă, duminică te-ai întors de la București, luni ai fost aptă de școală, adică tu duminică a trebuit să te pregătești de cursuri, să-ți faci temele, să înveți la ce discipline aveai tu în ziua respectivă. În condițiile în care ai venit cu un titlu de campioană, adică... După fiecare antrenament îmi revin foarte, foarte repede. Ce înseamnă din punctul tău de vedere? Ce simți după fiecare antrenament, ca să înțelegem și noi și cu revenitul ăsta? Ce te doare în timpul unui antrenament? Nimic. Nu ești obosită? Nu te dor mușchii de la cât ai alergat? Picioarele? Nu, revin foarte repede. Are o capacitate de refacere rapidă, ceea ce este foarte bine pentru un sportiv. Adică poți să faci antrenamente repetate de la o zi la alta și își revine de la o zi la alta. Indiferent cât de tare este antrenamentul de azi, mâine este aptă pentru următorul antrenament. Ceea ce la alți sportivi durează 2-3 zile să își revină. Adică, cu alte cuvinte, ea a ieșit de la 800 de metri campioană și s-a dus la cămin și s-a apucat de făcut teme și de pregătit pentru lui? Mai are avantajul că, stând la internat, având pedagogă, au și ore de lectură, în care se duc în sala de lectură, acolo își fac temele, pedagoga le verifică la teme, un lucru foarte, foarte bun. Pe când dacă ar fi să stea acasă sau în gazdă, ar fi mai greu. Dar faptul ăsta le determină să-și facă temele, să fie la zi cu materia predată, și să nu se ducă la școală fără temele nefăcute. Este un avantaj pentru ea. Dezavantajul ar fi că stă într-o cameră cu 13 fete și știți cum e. Ea are programul ei și fetele au alt program. Adică se pot... Deși stingerea se dă la ora 11, ele mai stau, mai vorbesc, mai glumesc, mai râd și lucru care pe ea o deranjează puțin, pentru că nu poate să-și facă somn. Oboseala trebuie cumva să scoți din organism, prin somn și... Într-un fel, ceea ce povestiți atât dumneavoastră cât și Larisa este un mare plus, în sensul că copiii de la țară, cum e cazul Larisei, au posibilitatea, unu, vin într-un oraș în care părinții sunt liniștiți pentru că acel copil stă la un internat, este supravegheat, nu este lăsat de capul lui, deci automat nu poate cădea în diferite anturaje sau să frecventeze anumite anturaje. Antrenamentul pe care îl desfășurați la CSS este un antrenament nu neapărat obositor, dar care are rezultate. Și trei lucruri, din punctul meu cel mai important, Larisa, tu ai posibilitatea pe care foarte mulți dintre noi nu avem. În sensul că, datorită acestor competiții, tu vezi o grămadă de țări, o grămadă de orașe. Noi trebuie să ne planificăm concediile, mai apelăm la prieteni, cunoștințe, să plecăm în concediu. Pe când la tine lucrul ăsta e pe plus. Adică, din punctul tău de vedere, dacă rămâneai la Bogdănești, aveai posibilitatea să te duci și la Balcania, să vezi Istanbulul, să vezi Bucureștiul, să vezi în ce alte orașe ai mai fost? Pitești, Brașov. Iar Oradea. În cantonament unde ați plecat? Oradea. La Oradea. La Felix. Aveai aceste posibilități? Își puteau permite părinții tăi să te trimită în vacanțe acolo? Nu. Într-un fel, lucrurile acestea te ambiționează, în sensul că, bun, pe mine m-a frapat și în același timp jos pălăria pentru tine, că ai spus la începutul interviului că tu ți-ai dorit să fii campioană. Adică eu pentru asta am plecat pe drumul acesta să devin campioană. Care e următorul tău vis? Ce îți dorești să se întâmple? Să urc tot mai sus. Ce înseamnă mai sus? Că noi suntem așa novice, noi nu știm să alergăm. Eu dacă alerg 2 metri, sunt cea mai tare. Din punct de vedere al titlurilor, care e următoarea competiție pe care tu vrei să o câștigi?
Care este titlul pe care vrei să-l pui aici, în spatele nostru? Este o panoplie plină cu medalii, cu cupe. Ce urmează, Larisa? Campionatul național de junior? De junior, da. Etapa finală la București. Peste două săptămâni în care sperăm să venim cu două titluri. Ce titluri îți dorești? Campion. Campion. La 400 și la 800, bineînțeles. Ah, ca să recuperezi ce ai pierdut cu ceva timp în urmă. Deci, de bea acum este pe categoria ei. Toate competițiile la care a participat au fost mai mari ca vârsta. Dar de ce se întâmplă lucrurile acestea? Întreb ca și curiozitate. Dacă ea are o vârstă... Are voie să participe la o categorie superioară. Simplu. Și lucrul ăsta nu e un impediment pentru ea? Nu. E pe plus? Nu, ne ajută în dezvoltarea performanței, pentru că la categoria ei poate să aibă niște concurente mult mai slabe față de pregătirea pe care o are ea. Și de asta ne ducem la categorii superioare, ajutându-ne în performanțe. Performanțele însemnând timpii realizați, timp care ne dau posibilitatea de a accede la o competiție internațională majoră, cum este Campionatul Balcanic, cum este Festivalul Olimpic al Tineretului European, cum ar fi Campionatul European de Junior 1 și putem să mergem și mai sus, dar deocamdată ne oprim aici, că nu vrem să-L supărăm de Dumnezeu. Adică visele noastre, eu cred și sper și nu vreau să fim prea... Acum suntem entuziasmați, dar eu o văd la Olimpiada. Dacă nu în 2020, în 2024, sigur. La modul în care progresează, clar are șanse să ajungă și ar fi ceva extraordinar pentru orașul Bârlad să avem din nou participantă la Olimpiada. Ce se întâmplă cu acești copii după ce termină liceul? Din punctul meu de vedere, cred că asta este problema cea mai mare, pentru că nu reușim. Eu, întotdeauna am îndrumat. Unii pleacă la facultate, alții pleacă în străinătate în funcție de ce au avut acasă. Dar ei pot să continue sportul la cluburile de seniori și pot să facă performanță mulți ani și după terminarea liceului. În paralel, fac și facultatea de educație fizică și sport în prealabil, pentru că asta este cea care li se adresează, dar fac și sport de performanță la cluburile mari. Și aveam multe exemple de sportivi care au terminat junioratul la noi și au făcut performanță în continuare și îmi doresc că, și întotdeauna i-am sprijinit în sensul ăsta și le-am spus că cu sportul o duci cât o duci, dar trebuie să-ți faci și un viitor. Adică în momentul în care ai pus cu ele în cui, cum se spune la noi la atletism, trebuie să ai o meserie. Care au înțeles, s-au realizat, cine n-a înțeles, din păcate, nu s-au realizat. De ce nu avem? Pun lucrul ăsta ca și e o întrebare personală, dar în același timp mi-a fost adusă la cunoștință de un maratonist senior, e vorba de domnul Aurel Aniță, care a fost nevoit să se legitimeze la clubul din Iași, pentru că noi nu avem club de seniori. Da. Păi nu există decât la Vaslui. Clubul Viitorul Vaslui este singurul club de seniori din România, din județul Vaslui, pardon. Și de ce nu se pot face astfel de lucruri și la noi, să ia naștere un astfel de club? E destul de complicat să mai înființez un nou club care să fie finanțat de către Ministerul Tineretului și Sportului. În general, se renunță la cluburi și la secții, tot pentru a avea resursele necesare desfășurării activității. Faptul că vrei să-ți înființezi un nou club și să fie finanțat tot de la MTS este foarte greu. Se poate înființa un club, de exemplu CSM Bârlad, Clubul Sportiv Municipal Bârlad, care deja există la Ruibi, se poate înființa și pe secția de atletism, dar asta înseamnă că comunitatea locală și primăria ar trebui să aloce niște fonduri pentru așa ceva. Dacă există dorință și, eu știu, voință, putem să realizăm și acest lucru, dar nu am inițiat așa ceva datorită faptului că eu îmi doresc ca ei să plece
în alte locații sau, nu știu, orașe mai dezvoltate și, nu știu, Bârladu la momentul acesta nu oferă nimănui, eu știu, o viață strălucită, din păcate. Dar, în general, ei, chiar dacă nu le spui, pleacă. Își doresc să plece mai departe, să plece undeva unde li se deschid niște uși, niște uși, nu neapărat niște uși, o perspectivă, nu mai merge cu sportul, nu știu, găsesc altceva de făcut. Dar la Bârlad, părerea mea că e viitorul nu care cel care trebuie să fie. Câți dintre cei pe care i-ați antrenat și care au avut rezultate au terminat Facultatea de Educație Fizică și Sport și s-au întors în orașul natal? Unul singur s-a întors. Nu, din păcate. Deci am colegul meu care mi-a fost elev, Sărbu Vlad. A făcut facultatea la Craiova și a revenit înapoi. Și mai am un fost elev care îl vedeți acolo, Lică Ionuț, care a terminat Facultatea de Sport la Brașov. A primit catedră la undeva mediul rural, nu i-a plăcut ca și profesor de educație fizică. Eu i-am propus să vină coleg cu mine aici la club, ca și antrenor. Nu a fost de acord, probabil nu îi plăcea lucrul ăsta de a deveni antrenor. Și acum este cadru militar. În rest, toți sunt plecați în țară. Și afară. Da, afară cu siguranță nu practică... Nu. Atletismul. De ce mai avem 3 minute și vreau să o întreb, dacă tot ne apropiem de final, să o întreb pe Larisa, ce îndemn ai putea face tu către cei care te ascultă, către cei tineri, adolescenți, să se ducă spre ceea ce practici tu. E adevărat, tu ești cu un mare pas înaintea noastră, că Doamne, Doamne, te-a înzestrat cu acest har și ai avut șansa să fii descoperită și antrenată de un super profesor și rezultatele automat n-au întârziat să apară. Le-aș da un sfat, să vină și ești la atletism. Așa. Să vadă dacă le place și să se antreneze cu mine. Îi provoci la o alergare pe cei care ne ascultă? Da. Campioana vă ia la alergat. Facem o emisiune pe tema asta și invităm la o alergare în grădină. Deci ar fi extraordinar, dar să vedem dacă reușim să ținem pasul cu Larisa. Dar ați venit tu să... Să-i atragem, asta e cel mai important, pentru că știți foarte bine că organizăm și competiții pentru masă, pentru sportul de masă, în care tot din mediul rural vin cu microbuzele. Invităm toate școlile din orașul Bârlad, nu înțeleg de ce, pentru că aici nu trebuie absolut nimic, nu trebuie minge, nu trebuie ghete, nu trebuie jampiere, nu trebuie absolut, vii și alegi, de plăcere, nu neapărat pentru a câștiga, câștigul este acela că ai venit și ai făcut mișcare, asta trebuie să fie primordial. Mulți copii nu vin că nu mă duc, dar de ce să mă duc să alerg, îmi dă o diplomă. Nu, asta este scopul. Scopul este de a veni și a face mișcare împreună cu ceilalți. Și în același timp, din punctul meu de vedere, și socializez. Noi avem o problemă. Stăm cu capul în telefoane, în tablete și televizoare și am uitat să vorbim. În telefon, în mod special. Da. Deci asta este viciul cel mai mare pe care putem să-l avem la momentul actual. Telefoanele care ne mănâncă jumătate din zi, stând pe ele. Este groaznic ce se întâmplă. Da, și în același timp suntem fruntași la toate topurile în care am început să ocupăm locul întâi la sedentarism, la obezitate, la lipsa de mișcare. Mai sănătos e să faci ceva util decât să pierd timpul uitându-mă pe tot felul de... Poți să faci și lucrul acesta seara, înainte să te culci. Ne uităm pe stradă, mergem, ne uităm pe stradă cu telefonul înainte, dăm cu capul în stâlp. Petrecerea de pietoni, cu telefonul, dă mașina peste el. Deci, pur și simplu, s-a dus la extremă totul. Am înțeles. Noi lansăm provocarea celor care ne-au ascultat. Larisa Talpiș vă așteaptă la o alergare. Stabilim și vă ținem la curent să se mai încălzească așa un pic afară.
stabilim locația, stabilim ora și ziua, mă gândesc că s-ar putea să avem și câțiva alergători, vrând nevrând, mă gândesc la domnul Anița Aurel, la ceilalți colegi ai dumnealui care alergau în fiecare sâmbătă, se întâlneau ei în grădină. Dar pe noi ne interesează să vină cei tineri. Pentru că ei deja sunt, clubul acesta, deja ei sunt organizați, ei fac mișcare chiar cu noi sau fără noi, pe noi interesează să se scoatem din casă pe ceilalți. O scoatem pe Larisa în față și cu siguranță va atrage tineri din generația ei. Eu vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat invitația de a fi prezenți alături de noi și că ați fost protagoniști și v-ați dezvăluit cât de minunați sunteți. Nu vorbesc numai rezultatele, ci și faptul că sunteți niște oameni de nota 10. Și noi vă mulțumim. Sunt Cristina Rădulescu, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă aștept și joi, tot de la ora 15, la o nouă ediție de Bârlat.